Clujul chiriilor lovește din nou ieșind pe piață cu o garsonieră care șochează. Tot din pat amesteci în tigaie, doar că aici o arzi mai pe lux. A fost unul dintre comentarii. Conform știrdecluj.ro, chiriile se scumpesc la Cluj-Napoca an de an, proprietarii fiind la vânătoare de clienți. O garsonieră amenajată frumos este închiriată cu 450 de euro, adică preț de apartament cu două sau chiar trei camere. Amenajarea este cochetă, dar tariful este exorbitant. Cu toate acestea, chiria vizează studenții străini, fiind vorba despre un bloc cu piscină la 20 de minute de mers pe jos de UMF Cluj. Se pare că apartamentul era închiriat anul trecut cu 350 de euro, dar s-a scumpit între timp. Anul trecut erau 350, acum 450. Excelent, la anul 550 de euro și tot așa, a comentat un internaut care a văzut anunțul. Ori aia de 11 metri pătrați, ori astea, tot din pat amesteci în tigaie, doar că aici o arzi mai pe lux, a mai comentat cineva. Camera cu trecere izolată cu un paravan a fost un alt anunț care a șocat. Se închiriază o cameră de trecere într-un apartament de 3 camere în cartierul Grigorescu. Blocul este izolat termic, magazine și stație de autobuz în apropiere. În celelalte două camere stă câte un student. Chiria este 100 de euro pe lună, anunța proprietarul.